Este o lucrare foarte importantă, mai ales că este și un punct turistic foarte, foarte vizitat. Această lucrare am reușit până la urmă să găsim un constructor capabil să o facă. Am scos-o de mai multe ori la licitație și nu au fost în stare să vină nimeni să-și asume această lucrare. Este o lucrare care s-au făcut lucrări de consolidare a versantului pentru a nu mai fi alunecare de teren și pe drumul care a fost devierea pe șantier s-a asfaltat și se va amenaja și locuri de parcare. Aici s-au furat 50 de piloți pentru stabilizarea versantului, pentru a nu mai fi niciodată în viitor probleme aici. Mai avem două puncte pe clisura Dunării în care avem situații similare și acelea le-am scos la licitație de mai multe ori, nu au venit, le-am reactualizat SF-urile, sunt în momentul ăsta la avizare în CT-ul Ministerului și după ce vor ieși vom scoate la licitație proiectare cu execuție pentru a rezolva și acele două puncte care au fost probleme exact ca aici. Știm că locurile de parcare sunt o problemă aici, dar sunt foarte multe terenuri private unde nu se poate interveni. Da, chiar aici lângă noi, că toată lumea ne întreabă când a venit lucrarea, că dacă amenajăm parcarea aici. Este un teren privat, acum poate o să mai discutăm cu ei, poate reușim să mai achiziționăm, poate facem vreun protocol să putem să mai mărim locurile de parcare, pentru că în zona aici este foarte limitat acest subiect.